you made clear. Salutare, dragi tovarăși, și bine v-am găsit la un nou episod aici de GTA 4. Mă scuzați că e grafica aici futută, dar a trebuit să mai umblu un pic pe aia, că na, e de la streamuri. Când făceam live streamuri, trebuia să țin grafica mai la low, că înframa. Asta e, când faci stream, îți consumă mai multe resurse, bun. Hai să facem misiunea asta de aici, la care ne-am chinuit noi pe stream aseară. Mă rog, nu știu când pun clipul, probabil că na, îl pun tot când, în seara asta în care îl filmez, că de randat o să randez repede. Hai să mergem la misiunea acolo, m-am chinuit la, e misiunea aia la care jefuim banca. N-am reușit să o fac, prima dată m-a abdilit trenul, metroul, pardon. A doua oară ce am făcut? L-am omorât pe unul de-al meu cu o cu o grenadă. Ce ar mai fi? A treia oară ce am mai făcut, nu mai știu. Știu că am dat de trei ori fel, dar a treia oară nu mai știu cum am dat fel. Să-mi bag dacă mai știu. Am murit eu sau? N-am scăpat de wanted și a bubuit mașina când eram fugăi de poliție. Da, dacă poate nu mai dau fail de data asta. Oricum, dacă nu-mi iese acum. Eu vreau să filmez misiunea asta, că pe stream n-am chef să dau fail de mai multe ori. Mamă, ce greu se încarcă astea. Bă, partea bună e că măcar am multe FPS-uri când filmez. Trebuia să setez FPS-urile la 60, dar las că merg și la 30 cum am pe streamuri. Bine, se vede bine și așa cu grafica la medium spre low, dar se încarcă mai greu texturile pe distanță, după cum vedeți. Nu reprezintă o problemă, nu cred că vă deranjează. Dar ar trebui să-mi aranjez și eu jocurile pentru stream-uri. Și unde e ăla cu hot dog-ul? Uite, acile. Hop. Un aspect mișto la GTA 4 pe care am descoperit în timpul stream-urilor e că dacă îți lovești mașina mai mult pe o parte, se dă soșia pe partea aia. Înțelegeți voi, dacă e prea strâmbă. Hai că ați înțeles ce am vrut să zic. Bun, gata, hai că urcă. Bun, hai să mergem la misiunea acolo, la tipul ăla. Avem direct mașină cu 4 uși, nu mai trebuie să găsim alta. Dă-te mă în rasa, mă, o cucilă-mi de lipul ăla. Bun, hai să... Unde aici? Ratchet Destination. Hai, veniți încoa. Nu mai stau să văd cinematic, că știți ce trebuie să fac. Trebuie să iau pe bulangii ăștia să jefuim o bancă. Acum trebuie să iau o mașină cu 4 roți și băgam ea și că era... Uite aici. Ia, mi-o dă reparată. Mi-o dă pe drecu. Hai. A fost mișto când ăștia au căzut din mașină, când să se urce unul s-a împiedicat, a căzut sub mașină. A fost mișto faza aia atunci, îi făcea unul. E clar, după felul în care se urcă ăștia în mașină, dacă vor să jefuiască o bancă, ce pot spune? Sper să aibă la închisoare să pun lichid pentru ei. A fost mișto ce mi-a comentat ăla atunci. Sau când l-am omorât pe ăla cu grenada, făcea, acum înțeleg de ce lipsea unul. Că erau doar 3, deși eram 4. Să las cinematicul să văd ce se întâmplă. Moare unul din ei, mai eram doar 3, că nu înțeleg. Poară, astăzi n-am făcut stream, nu știu, m-aș trezi târziu, n-am avut niciun chef, am zis hai să-l las eu deoparte stream-ul. Asta virează ceva, o ia într-o parte, nu, noi am, ce drum lung am de făcut acum. Și după aia trebuie să mai iau și o mașină cu 4 după ce scap de poliție. Hai mai întâi să-i duc pe ăștia acolo, totuși, bă, dar măcar acum se mișcă foarte bine, pe stream mai frama un pic, acum măcar se mișcă. Hai mă urcă, ce am ratat aici. Am făcut și un raid aseară pe stream, Lunu popică, de a început ăla să mă caute, după aia tot căutați, văd cine face raid acum. Dar eu am ieșit la timp, adică am ieșit acolo, oricum nu mă găsesc că m-am uitat pe live-ul lui după aia. L-am făcut să uite cum trebuie să vadă care lag, dar și-a dat seama din prima că era bine. Avea și el live-ul atunci, aici vedea că îi se mișcă bine. Mă gândeam că nu se aude sau nu știu. Dar oricum, a fost mișto. Hai, dați-vă bă la o parte. Așa, bun, hai mă taci acolo, taci că taci bine. Ok, pun să mă bag, uite pe aici ammunition-ul, hai să-mi iau niște gloanțe și niște HP, că n-am. De fapt doar gloanțe, că HP am. Ba da, nu știu nici ce arme am. Câtă muniție, câtă bla 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 bla. Bun, hai o mini parcare laterală. Hai că mi-a ieșit, bun. Hai să merem să
Ne luăm armură și ce mai avem? D-asta avem, d-asta... Hai că avem tot ce ne trebuie doar armură. Ok, de asta încoa. Atât ne-a trebuit. Bun, hai să mergem. Dă-te-mă la o parte. Hai, go, go, go. Go, go, let's go, let's go, cum vorbesc rușii. A, da, bă, bulangilor, urcați odată. Bun. Bă, da, am și dezactivat muzica, totuși. Trebuia să o fi lăsat. Mai are rost să activez acum muzica, sonor la... Nu mai activez. Am dezactivat muzica că m-am dus la strip club și mi-am luat copyright pentru muzica de acolo, tot pe stream. Se vede când e să lucrez mai mult pe un stream și... Scuros, iar mi se buguiește banca cum mi s-a buguit în... Nu mi se mai buguiește. Uitați-l și pe ăsta din... DLC din Ballad of Gay Tony. Nu stau acum să vi-l arăt. Ok. M-am grăbit. M-am grăbit cu vorba. Da. Nu înțeleg de ce se buguie în halul ăsta. Chiar nu știu. Deci mi-a făcut și pe stream. Nu pot să-mi dau seama. Dar după ce ies din bancă, nu mai, deci numai clădirea asta, băncii. Ori e proastă versiunea pe care mi-am luat-o, ori nu știu. Acum ne-a dat M4, ne-a dat M4, nu mai avem acau. Ia, mai să vedem cinematicul ăsta. Bun, deci vine elicopterul după poliție după noi, vine și poliția. Era și o chestie la sector 7, vine poliția. Îmi ridică poanta. Era o chestie, poliția glumelor sau ceva de genul la sector 7. Cine se uită la sector 7 știe la ce mă refer. Bine, mi se pare că era o manea care era altfel. Vine poliția, îmi ridică. Nu știu, dar e frumos ce buguită e acolo banca. Bă, Rockstar, ce ați putut, bă, să faceți aici mâncavaș? Talentul vostru. Really, nigga. Și tot nu mi-arată cum de lipsește unul. De ce lipsește unul, pardon? Hai să-l dau cu granda, poate dau fail acum că de nu-mi bag eu. Hop! Gata, i-am rezolvat pe bulanji. Fugi, fugi, fugi! Ce bubuie pe aia. Tulpul ăsta ce-o venit? O, da, așa, au necat și pe genunchi. Bă, dar parcă joc mai bine acum când nu sunt live. Bine, am și mai multe FPS-uri și probabil că o conta și asta, cine știe. Futu-ți grenada, măti! Dă... Fugi! Ne, n-am dat bine grenada aia. Stai să mai încerc o dată. Hai că am dat-o bine. Sau nu? Aia mai dăm o dată una. Hai că bubuia cu mașina aia. Tot n-a bubuit. Hai că asta... Nu l-a exterminat nici acum! Hai că am exterminat, văd că mai sunt în spate, dar ăștia nu ne omoară. Degeaba tragă ea. Ok, luați-i pe aia, eu iau pe ăștia. Oho, ce-a bubuit! Cumva e gen ca la GTA San Andreas cu pătratul ăla de la rezervor și de bubuie sau... Eu nu știu. Sau aproape că așa trebuie să se întâmple. A, uite armura pe jos. Ia să trag tot așa. Da, ok, e ceva. Ori așa e de la joc de bubuie mașina așa ușor, ori e de ăla de rezervor. Ești pe acolo. Da. Pe partea cealaltă se pare a fi.
Hai cu un headshot frumos. Ieși mă de acolo, futu-ți scurcea mătii. Po! Pe lângă, serios? Așa. Direct la cap i-am dat. Ok, văd că e unul acolo ascuns. Tu mori, ia dați încoace gloanțele astea. O, tot gloanțe de M4 câte avem. Parcă era un opus sus care mai trece pe mine. Văd că o disportă. Văd că nu mai bubuie mașina. Ba, da, da, mai greu. Și acum o luăm pe la metrou. Stați că acuși în cap, mai sunt doi. Deci zici că e ciorap de lână tăiat ăsta. Așa arată masca de pe capul lui. Aici e cam nasol cum îi puși pe ăștia că se bag pe pereți. Hai mă. De căcat sau bă. Hai mă, vină cu a făcut scrucea mami tale. Hai mă, vină cu Dumnezeu. Ia, ia, shotgun-ul. Unde-și? Uite aici. Hai că vin acum ăștia. Nici băcar nu-i nevoie să iau HP. Iată-l pe ăsta. De-abia se mai trește. Hai, dă-napoi asta. Așa, dă-i mă gloanțe să se sature. Hai să-i dau grenăzi, că o să vină mai mulți. Hai că i-am exterminat. Eu trebuie să mergem după ăștia. Ok, i-am dilit pe aia. Toate bune și frumoase, hai să mergem. Mai vin după noi? Se pare că da. Da, nu, eu acum stau și mă uit în spate să văd de unde vine trenul. Ne trenul pe aici. Gata, așa. Mi-era de metroul ăsta, că mă dilește iarăși. Ce s-ar scânte din tavan? Bun, văd că am 5 stele din 6. La 6 cred că vin ăștia cu armata după mine. Cu tancuri, cu toate cele. Haide. O luăm pe scări. Aș pe... aveam deja maxim. Hai pe scări în sus. Pe acolo milițienii. Las că le dau acum mare glonț între ochii. Și tot nu m-am uitat așa să văd de cât timp filmez. Bun, 3 stele. Hai că am mai scăpat de Wanted.
Hai să plecăm. Pe unde, pe unde? Hai pe aici. Hai pe aici, pe aici. Come on, come on, come on. Și am aici helicopterul ăsta. Da, ce se fac acum? Sau, ia mă, nu pot să mă bat pe aici. Hai să luăm rapid, rapid o mașină să scăpăm. Dar nu e nicio mașină prin zonă. Serios, cu aia, serios? Hai, trebuie să fie mașini parcate. A, vine una de poliție, vine și pe acolo, vine și pe acolo. Hai că vine mașini de poliție peste tot. Hai, dar urcați. A, da, în mașină, în mașină. Dă-mă. Bun, hai că văd că am prins și mesaj pe telefon. A, ba, notificare că au pus un videoclip. Hai să scăpăm de Wanted. Băgăm acum viteză. Față nimic, hai să... Așa. A, da, mergem pe jantă. Jantă sau geantă? Nu, jant. Mamă, cât derapăm. Trebuie să luăm altă mașină oricum. N-avem ce face cu asta. Dar nu. Hai, las că scăpăm acum. Bun, hai că am prins un loc mai, un drum mai drept. Ok, undeva poate. Ah! Că aici o parcare, sunt mai multe mașini, dar nu pot să... Da, cum să... Țeapă. N-am mers unde trebuie. Sau, hai că să mai... Mașină cu patru roți, uite acolo una. Hai să luăm altă mașină, că... Aia e pe ducă. Hai, da, urcă. Da, ăștia din spate au deschis ușile repede, numai eu m-am chinuit mai mult ca să deblochez. Dați-vă mă la o parte, vă cu rușia mamii voastre. Hai. Să plecăm de aici. Ah! Hai că mă prindeau. Bun, acum o să trebuia să scap de poliție. Bine că am 3 stele și nu 5, ca mai devreme. Du-te mă la o parte și tu ce vrei. Trebuie să-ți nimerești șoferul acolo. Și sunt ca și scăpat. Văd că mai una pe acolo care mă pândește. Hai să merg pe drumul ăsta ca să scap. Dar să ieși din zona asta, dar... Apar mașina asta de poliție ca țiganii în perioada sărbătorilor, când vin cu colindatul cu capra. Da, bă, era unii să-mi ba piciorul, am văzut. Bă, deci, cică capra la ei ghicișce, o pătură în cap. Bă, măcar legai și nu știu, hârtie colorată acolo, nu, o pătură în cap. Aia e capra la ei, o pătură pusă în cap. Dacă aia e capra lui de țața, căprițăța, bine, oricum nu prea înțeleg. Farmecul ăsta, te duci cu capra, cu ursul, în alte zone. Na, e... Mitologia asta, e nici chiar mitologie. Tradiția, dar ziceți să fiu unele tradiții de căcasă. Sau hainele aia de folclor, de sunt din... Futu-ți crucea, mătii, bagă viteză! Hai mă, scapă de Wanted. Am scăpat, bun. Cum de mai sunt tradițiile astea ciudate? Folclorul, în general, deci folclorul nostru e foarte ciudat. E satul în care se fac bătăliile alea între două nații, nu știu, nu nații. Sate care aparțin de o comună, parcă din vale și de pădări, se maschează și se bat acolo. Bă, e interesant să, pentru unii să vezi lumea cum se bat și cum băși, dar totuși ciudat, adică de fapt, na, așa sunt tradițiile peste tot, doar în alte țări trebuie să-i torni iubitei sau persoane iubite o găleată cu apă în cap de sărbători, de Crăciun sau de Paște, nu mai știu. În alta să-ți biciuiești nevasta, bine, e biciuit. Dacă ai un fetiș, ceva e altceva. Dacă nu te biciuiești, ea pe tine să fie de-aia nimfomană. Că ai cam încurcat-o dacă dai de o nimfomană, părerea mea. Hai că am deviat de la subiect. De la GTA 4 mergem la tradiții și acum la conotații sexuale. Da. Și voi ce mai faceți cu dragostea? Cum stați? În orice caz, mult mai bine ca mine. Acum, ai, te drapează. Am
primit o întrebare de asta de genul, cum stai cu dragostea, dacă am iubită, dacă am nu știu ce, în comentarii, în comentarii pentru Q&A-uri, dar niciodată n-am răspuns la ele. Când trebuia să răspund, am răspuns, nu știu, nu mi s-a părut ceva interesant asta, habar n-am. Mai bine spuneam direct, spuneam și cum am cunoscut-o. V-am spus că am avut, acum și pe final de an, anul trecut am avut. Mai am gaci cât un an. Să-mi bat pula. Bă, de anul trecut nu mai am gacică. E. Asta e. Eu mi-am făcut treaba. Și ar să mă dau la colegi. Glumesc. Fără să vreau, am văzut de niște screenshot-uri cu niște mesaje cu ea. Și deja e și 18 pe minute, văd când... Bă, nici nu știu la cât am început filmarea, dar... Mi-a ajuns că am făcut misiunea asta. Că mi-a făcut niște drace seara pe stream. Da, cred că ajunge asta. Mai fac și episoade mai scurte. Să pot pune mai des videoclipuri, bun. Să-mi dea chestia aia cu salvatul. Hai mă, nu mă dă. Enter. Bun. Ce pot spune? Cam atât și cu acest episod GTA 4. Nu știu dacă ai ieșit prea scurt, nu m-am uitat la ceas să văd de cât timp am filmat. Du-te în pula mea și tu, Little Jacob. Deci n-am stat să țin cont. Pardon, n-am stat să țin cont cam de cât timp filmez. Dar oricum, eu sper că v-a plăcut vechea poveste, da, scât un cap în gură butonul de sub videoclip și fiți pe fază pentru când mai e să fac stream-uri. În timpul vacanței astea rămase, mai fac stream-uri, nu știu, seara pe la vreo 6-7, cam așa. Mamă, ce m-au zvârlit ăștia pe geam, știți ceva? Mă doare în curdă viață, doar ce vreau să mor, hai. Ciao, les.